Mașina mea are Android Auto și Apple CarPlay, dar merge doar cu fir, pentru că este o mașină din 2017. Ei bine, produsul de astăzi îmi rezolvă problema asta și voi putea să folosesc telefonul wireless pentru Apple CarPlay sau Android Auto cu acest produs care se numește Picasso 2 de la Autocast. Cam așa arată cutia acestui produs și da, aici avem logo-ul YouTube. Deși în mod normal Android Auto și Apple CarPlay nu suportă YouTube, cu dispozitivul ăsta vom putea să avem acces cam la orice aplicație care există pe Android. Hai să vedem despre ce este vorba. În cutie găsim bineînțeles produsul care arată cam așa și ca să vă faceți o idee cât de mare este, este destul de compact din punctul meu de vedere. Iar conexiunea cu mașina se face prin cablu și anume avem trei cabluri, unul USB-A la USB tip C, dacă ai o mașină mai nouă, USB tip C la USB tip C sau poți să folosești un cablu USB cu alimentare dacă mașina ta, de exemplu, nu dă destul curent pentru a alimenta acest dispozitiv. În cutie avem și un tool pentru a accesa slotul de cartelă și cardul microSD. Pe lateral găsim acest slot pentru card microSD și pentru cartelă, pentru că da, suportă o cartelă și poți să ai internet direct cu cartela. Și avem și un port HDMI cu care putem să conectăm, bineînțeles, un alt monitor, display pentru pasagerii din spate, de exemplu. Pentru a utiliza dispozitivul, bineînțeles, că ai nevoie de o mașină care să aibă Android Auto sau Apple CarPlay și conectăm acest cablu pur și simplu așa, iar, bineînțeles, cealaltă parte o conectăm în portul USB al mașinii. Tot aici avem un buton pentru reset, nu am avut nevoie de funcția asta. Dacă mașina ta nu dă destul curent pe portul USB, deși mă îndoiesc, poți să folosești cablul ăsta. Pur și simplu conectezi dispozitivul în această mufă. Mufa asta vine în portul mașinii și mufa asta poate să meargă într-un USB care are mai multă energie, de exemplu la brichetă. Atunci când dispozitivul este conectat, el are și o lumină ambientală care poate fi reglată. Mai departe, pur și simplu apăs pe butonul de Apple CarPlay și ați văzut instantaneu dispozitivul este pornit. Bineînțeles, el era deja conectat de câteva secunde și a apucat să-și facă tot loadingul. ul Dispozitivul utilizează un sistem de operare Android propriu, asta înseamnă că poți să-l folosești chiar și fără a conecta un telefon la el. Ai acces la Play Store, ai acces la YouTube, la Netflix, la Waze sau orice altă aplicație. Eu am instalat, de exemplu, niște aplicații, puteți să vedeți acolo. M-am jucat puțin chiar Farming Simulator și rulează destul de bine. Am instalat CPU-Z ca să pot să văd ce specificații are dispozitivul și am fost foarte surprins să văd că avem un procesor Snapdragon. De obicei nu m-aș fi așteptat la un produs din asta să aibă procesoare Snapdragon. Eu sunt mare fan dacă mi iau un dispozitiv mobil să aibă procesor Snapdragon. Fiind un procesor destul de bun, sistemul de operare se mișcă foarte fluid, poți chiar să rulezi mai multe aplicații simultan, poți de exemplu să asculti un podcast sau să asculti ceva pe YouTube Music și în același timp să folosești Google Maps. Aplicațiile Google sunt instalate nativ pe acest dispozitiv, nu a trebuit să fac nimic, pur și simplu a funcționat contul de Google fără nicio problemă. Sincer, mie mi se pare mai interesant sistemul de operare al dispozitivului decât să conectez telefonul meu cu Android Auto sau Apple CarPlay, pentru că Android Auto și Apple CarPlay sunt destul de limitate, dar haideți să vă arăt cum facem chestia asta. Pur și simplu mergem la Bluetooth, pornim aplicația Multiplay și căutăm dispozitivul Picasso. O să vedeți că îl găsim imediat la dispozitive disponibile și pur și simplu dăm click pe el. Și se face acest pairing, vom da acolo asociere și în câteva secunde va porni Android Auto. Android Auto este conectat la mașină. Bun venit la sistemul Android Auto. Așa arată prima dată, vom da acolo OK, după aceea va porni în mod normal, dar prima dată când pornim așa ne arată. Și haideți să vedem ce putem face aici. Bineînțeles, pentru mine cel mai interesant este că putem să folosim navigația și direct Google Maps dar pe lângă asta avem acces la toate aplicațiile din Android Auto. Aici nu am instalat nimic, toate chestiile astea erau aplicațiile normale pe care le aveam deja instalate pe telefon, pur și simplu varianta lor pentru Android Auto. Mi se pare foarte tare că pot să folosesc controlul de la buton al mașinii să navighez -ap printre aplicații, funcționează exact ca și cum ar fi conectat prin cablu. Pot să revin la sistemul mașinii sau pur și simplu pot să revin în Android Auto foarte repede. Pot folosi și comanda vocală, pur și simplu am spus Drive to Timișoara și haideți să vedem dacă se întâmplă ceva și cât durează. Observați că a detectat, îmi calculează traseul și da, deja merge fără nicio problemă. Pentru muzică eu folosesc YouTube Music și acesta funcționează din nou fără nicio problemă și pot să văd pe ecranul principal împreună cu harta toată treaba. Având acces atât la navigație, cât și posibilitatea să schimbi melodia direct de pe ecranul principal. Atenție pentru ca Apple CarPlay să funcționeze în general, trebuie să ai activat Siri în cazul în care vedeți că nu pornește Apple CarPlay la orice mașină. Ce îmi place pe Apple CarPlay este faptul că pot să dau și lumină albă, nu doar neagră, nu știu sigur dacă chestia asta este și pe Android Auto, poate nu am văzut eu. Aici poți să folosești Apple Maps sau Google Maps și bineînțeles și aici iWays dacă ai nevoie. Din nou, ecranul principal poate să îți arate harta și muzica și celelalte aplicații sunt pe ecranele secundare. Poți să și suni, bineînțeles, cu ambele sisteme de operare. Aici am testat cablul HDMI cu un monitor extern și observați că merge foarte bine. Produsul ăsta mi se pare foarte interesant pentru că deblochează un întreg sistem de operare pentru mașina ta. Ați văzut că ai acces la toate chestiile. Are bineînțeles GPS, are tot ce ai avea nevoie, poți să-i pui o cartelă de internet, poți să dai wireless în mașină și așa mai departe, este pur și simplu un produs care eu nu credeam că există. Sunt curios ce aplicații interesante ați instalat voi pe un astfel de dispozitiv pentru mașină. Caută din partea mea, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!